Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi vom vorbi despre cine se gândește la tine și de ce și vom avea trei grupuri. Grupul 1 cu simfonie neterminată, grupul 2 de ce și grupul 3 cunoaștere profundă. Vă invit să alegeți cel puțin o variantă, puteți asculta și mai multe variante, să rămâneți de aici doar cu ceea ce rezonează. Este o citire fără timp, e relevant momentul în care ascultați acest mesaj pentru seturi de tarot, oracole, cursuri de tarot cu metoda Taroterapia. Vă aștept pe site www.taroterapia.ro. Începem acum cu grupul 1. Sunt aici cu grupul 1 și explorăm împreună cine se gândește la tine în momentul ăsta, ascultătorule, și de ce. Și începem de la această carte pe care voi ați ales-o, din Înțelepciunea Oracolului, așa se numește setul, și tot din acest set mai extragem încă o carte. Iată, Între lumi. Haideți să mai extragem de asemenea o carte și din acest oracol. Răspunsurile îngerilor. Și avem această carte, Treci la acțiune. Și aș mai vrea un indiciu. Așa că mai folosim încă un oracol. Iată, nostalgie, cineva care idealizează trecutul, cineva care se teme că a făcut o greșeală. Vorbim despre regretul cuiva, iar aici pare că vorbim despre o persoană cu care voi aveți o situație neîncheiată. Pare să fie o persoană care a trecut prin niște transformări sau ți-a arătat diverse fețe, ascultătorule. Ți-a arătat diverse opțiuni sau mai degrabă versiuni ale sale. Pare să fie o persoană care nu a exprimat ceea ce gândea sau nu a exprimat până la capăt. Pare să fie o persoană care nu s-a lăsat liberă cu sentimentele sale sau s-a temut să-ți vorbească despre ceea ce simțea. Pare să fie o persoană care ar trebui să facă o alegere, cineva care pentru a păși într-o nouă lume are de lăsat ceva în spate, oarecum rezonează cu tine până acum, cineva care duce cu sine regretul, cineva care stă pe gânduri, cineva care are amintirea ta foarte vie. Și de asemenea, parcă și-ar aminti despre un moment pe care voi l-ați trăit într-o seară. Parcă și-ar aminti de asemenea despre o călătorie sau parcă și-ar aminti despre un plan pe care l-ați făcut pentru a pleca împreună undeva. Cineva care și-ar dori să vorbească sincer cu tine. Cineva care s-a cam săturat de croșetat scenarii de la distanță. Această acțiune este îndreptată către trecut, iar asta înseamnă că această persoană și-ar dori în acest moment să schimbe niște lucruri care s-au întâmplat acolo în conexiunea voastră, să se întoarcă în trecut dacă ar putea și să aibă o atitudine diferită.
cineva care simte că nu reușește să coboare bine cu picioarele pe pământ, cineva care se simte în aer, pentru că mintea sa rămâne agățată la niște momente care s-au întâmplat la un moment dat între voi doi. Și mă întreb despre ce este vorba și te invit să-mi spui în comentarii, ascultătorule, cum rezonează cu tine. Observ aici că persoana asta a trecut printr-o perioadă mai grea. Cineva care a stat într-o lume gri, destul de întunecată, lipsită de culoare. Și iată acest prim pas pe care îl face și dintr-o dată lucrurile par să se schimbe. Și dintr-o dată tabloul se colorează. Iar asta poate să fie de asemenea o trecere de la o lume înghețată a emoțiilor la o lume în care emoțiile, sentimentele sunt prezente, sunt exprimate, sunt recunoscute, sunt trăite fără să mai fie alungate prin cine știe ce colț. Cineva care s-a întors la sine, de fapt, întorcându-se la ceea ce simțea pentru tine, ascultătorule. Cineva, aș mai spune, copleșit de dorul tău. Cineva care se însingurează, se izolează, pentru că are nevoie să gândească sau să regândească niște aspecte. Ceva nu-i dă pace acestei persoane. Există ceva ce vine în permanență în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Și persoana asta nu reușește să fie bine. Nu reușește să-și vadă liniștită de viață. Nu reușește să progreseze, nu reușește să miște lucrurile în acel fel pe care poate l-ar dori. Pentru că are ceva neterminat cu tine. Pentru că nu ți-a spus ceva până la capăt. Pentru că n-a făcut ceva anume. Sau pentru că a făcut ceva într-un anume fel și acum regretă felul în care a acționat. Spuneam că și-ar dori să treacă la acțiune. Și-ar dori să ia situația asta în mână și să facă ceva cu ea. În momentul ăsta, evaluează trecutul. Evaluează ceva ce a fost. Trebuie să ia ceva de acolo sau trebuie să înțeleagă ceva ce s-a întâmplat acolo. De fapt, trecutul ăsta este extrem de prezent pentru această persoană. Trecutul ăsta n-a putut fi închis niciunde. Și mă întreb din nou, de ce? Hai să vedem mai departe ce fel de indicii mai obținem despre această persoană care se gândește la tine acum. Ce este în mintea acestei persoane? Haideți să vedem ce s-a întors aici. Un nou de cupe în care, culmea, cineva suferă. Cineva întors cu spatele către lume. Nouă de cupe este o carte a bucuriei, este o carte a satisfacției, este o carte a dorinței împlinite. Ori acest nouă de cupe arată pe cineva care s-a întors cu spatele către lume pentru că este absorbit de propriile probleme. Este opusul unui nouă de cupe obișnuit. Este cineva care simte durere. Cineva care parcă n-ar avea niciun ajutor în momentul ăsta. Cineva care ar vrea niște răspunsuri și totuși cartea asta rămâne în fața sa și deocamdată rămâne închisă, însă personajul ăsta pare că privește către această carte. Iar asta înseamnă că nu e foarte departe de a înțelege
Ce s-a întâmplat? Unde anume a greșit? Pentru că pare că această persoană își spune din plin că a greșit, ascultătorule. Unde, la ce capitol s-a împiedicat? Unde ți-a făcut rău? Unde te-a rănit? De ce te-a rănit? Ce-a fost în spate? Frica sa? Angoasa sa? Persoana asta nu și-a dorit să te rănească. Și totuși pare că te-a rănit, ascultătorule. A evitat ceva sau a refuzat ceva, a respins ceva, a plecat, a făcut ceva, intuiește că a făcut ceva. Ce ți-a provocat durere? Și iată, durerea este acum aici, la această persoană, care în loc să se bucure de ceva, în momentul ăsta se scufundă în tristețe. Pentru că, spuneam, orice vine nou în viața sa pare să nu aibă loc. Nu are pe unde să se așeze. Pentru că persoana asta este plină de trecutul său. Pentru că persoana asta este plină de tine, ascultătorule, și de ceva ce s-a întâmplat acolo între voi doi. Ceva ce te-a lăsat și pe tine pe gânduri. Ceva ce această persoană încearcă să înțeleagă, parcă zi și noapte îi trece prin cap această întrebare. Ce-a fost și de ce? Cum ar fi putut să fie altfel? Haideți să mai extragem niște cărți din tarot. Și iată, se întorc singure. Și aici avem un valet de bâte, adică cineva care încearcă să dea un semn. Mai avem de asemenea arcana lunii, 6 de monede, un 5 de bâte, frământarea acestei persoane pare să se accentueze, un 9 de monede și un 6 de bâte. Păi, cred că vorbim în primul rând despre un mesaj pe care tu îl poți primi, ascultătorule, sau un telefon care apare după o călătorie. După ce te întorci de undeva sau după ce această persoană vine de undeva, se pare că ai putea afla ceva direct de la el sau de la ea. Luna, ciclicitate, întoarcere, emoție profundă, dar și temere profundă. Pare că persoana asta realizează că anumite emoții au făcut-o să dea bir cu fugiții. Sau că anumite emoții au făcut-o să vadă realitatea distorsionat. Cineva care înțelege că n-a văzut bine lucrurile, că nu s-a uitat printr-o lentilă curată, că n-a văzut adevărul, că și-a creionat un soi de adevăr care de fapt era strâmb. Așadar, o grămadă de aspecte importante pe care le-ar putea conștientiza această persoană. Și spuneam că parcă se întețește frământarea din interiorul său. Cineva care ar vrea să-ți gătească ceva, ascultătorule, sau iată cineva care ar vrea să-ți arate ceva din grădina sa sau ar vrea să te ducă într-un spațiu verde, poate să fie o pădure, poate să fie un parc. Haideți să mai aflăm niște detalii. Iată, 3 de monede cu ideea de pact. 3 de monede cu ideea de lucrăm împreună, facem ceva împreună, o plecare regretată, 10 de monede de asemenea, judecata pentru că ceva se întoarce foarte puternic și soarele pentru că adevărul iese până la urmă la iveală.
Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 2 cu această carte oracol. De ce? Haideți să extragem acum o altă carte oracol din acest set. Înțelepciunea oracolului. Haideți să mai extragem o carte. Ceva ce iată se tot repetă. O poveste care nu se mai termină. Despre ce să fie vorba? Extragem acum și din oracolul răspunsurile îngerilor. Iată o carte care spune nu și de asemenea o carte care indică spre o nouă direcție. Iar aici apare cineva care la un moment dat ți-ar fi spus nu, ascultătorule. Aici apare cineva care la un moment dat a plecat și și-a ales cumva o altă stradă și în același timp cineva care se întreabă de ce și ceva ce nu se mai termină, iar asta mă duce cu gândul la o posibilă întoarcere a cuiva din trecutul tău. Și dacă te regăsești într-o astfel de situație, te invit de asemenea să asculți citirea de la grupul 1. Așadar, pare că avem pe cineva care se frământă în momentul ăsta și ar vrea să apară în calea ta și cumva să-ți oprească ieșirea pentru a îți mărturisi niște lucruri. Se întreabă de ce, dar cred că această persoană se întreabă de ce tu nu îi mai acorzi atenție? De ce tu nu mai ai poate aceleași sentimente? De ce tu, la rândul tău, ai putea să spui nu sau poate ai spus deja nu unor propuneri? E de asemenea o persoană care se uită către drumul tău gândindu-se dacă nu cumva ai ales un alt traseu. Dacă mai are loc sau nu pe drumul ăla cu tine, este o persoană în dubiu, este o persoană care nu înțelege și e foarte, foarte intrigată în momentul ăsta. O persoană care ar putea să-și caute niște răspunsuri întrebând niște prieteni, ceva de genul, da, oare voi ați trecut prin situația asta, ia să vă povestesc ce am pățit, vă rog, spuneți-mi, vouă cum vi se pare, dar voi ce ați face dacă ați fi în locul meu, dar voi cum interpretați chestia asta? Și bineînțeles că opiniile sunt variate, dar văd eforturile acestei persoane de a înțelege ce se întâmplă cu tine, ascultătorule, ce este acolo la tine în curte, ce e la tine în casă, încotro te miști. Ce alegi să faci, cu ce îți ocupi timpul în perioada asta. Și ideea asta că ceva se repetă, ceva se întoarce, ceva nu se închide, ceva nu s-a închis. Și de asemenea, poate gândul ăsta, ascultătorule, gândul tău, că persoana asta n-ar fi fost potrivită pentru tine, gândul tău că persoana asta nu e ce trebuie pentru tine, că nu te poate face fericit sau fericită, că nu poate să stea lângă tine într-o poziție matură, că nu reușește să vină cu suficient angajament sau poate felul în care își asumă angajamentele nu e chiar pe placul tău, nu e conform cu așteptările tale. Pare să fie o persoană, ascultătorule, despre care și tu la rândul tău ți-ai pus foarte multe întrebări. Este o persoană pe care ai încercat să o înțelegi din foarte multe unghiuri.
Cred că te-ai uitat la această persoană din toate perspectivele pe care le aveai la îndemână și cred că nu ai înțeles niște aspecte. Dar, de asemenea, de partea cealaltă, observ că această persoană n-a înțeles multe lucruri în legătură cu tine. Iar pentru unii dintre voi poate să fie o conexiune care se întoarce cineva din trecut, dar poate cineva pe care nu ați reușit să cunoașteți în profunzime. Iar asta înseamnă că poate să fi fost un flirt sau poate să fi fost o poveste foarte scurtă sau poate să fi fost o relație în paralel cu o altă relație oficială. Mă întreb cum rezonează cu tine. Au rămas acolo niște capitole nescrise. Au rămas acolo niște puncte importante cumva pe agenda voastră care nu au fost dezbătute, nu au fost clarificate. Nu au fost încadrate pe nicăieri. Și haideți să vedem acum mai departe. Ce mai aflăm? Haideți să mai extragem o carte din acest oracol. Da, incertitudine. Și încă o carte. Comunicare cu natura. Însă eu mă duc mai degrabă cu gândul la o comunicare naturală. N-ați reușit să comunicați liber. Este o persoană cu care tu, ascultătorule, nu ai reușit să ai un dialog sincer și profund până la capăt. Pentru că această persoană avea niște armuri, avea niște ziduri trasate clar în jurul său. Poate că te-ai întâlnit cu această persoană când era într-o anumită suferință. Poate că această persoană s-a îndrăgostit de tine și s-a speriat de ceea ce urma în viața sa dacă trecea la acțiune în baza sentimentelor sale. Poate că această persoană s-a temut că nu este suficient de bună pentru tine. Și atunci, din propriul dubiu, a ales să fie cea care pleacă prima, da? Deci persoana asta să fi zis, în loc să fiu eu cel părăsit sau cea părăsită, mai bine părăsesc eu. Și în felul ăsta mă scutesc oricum de o suferință. Foarte multă incertitudine pentru că de ambele părți există mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Iată cineva care trebuie să aleagă ce va deveni. Deci e și un drum al devenirii. O întâlnire importantă. Cine am devenit eu după ce te-am întâlnit pe tine? Asta ar putea să fie o întrebare din mintea acestei persoane. Mai departe, haideți să mai vedem. Iată ce mesaj interesant. Ești ceva rar și liber și nimeni nu prea e ca tine. Da? Adică asta înseamnă că această persoană îți percepe unicitatea, ascultătorule. Ești un soi de pasăre rară. Ești genul ăla de experiență cu care nu crede că se va mai întâlni vreodată. Ești genul ăla de persoană care cred că a provocat această persoană din punct de vedere mental, emoțional, pe partea concretă. Cred că ai venit cu un semnal al schimbării, intrând în viața acestei persoane. Și cred că persoana asta nu și-a revenit după întâlnirea cu tine. Pentru că toate aceste întrebări, de fapt, care i-au apărut cu scopul de a lăsa în spate niște chestii care nu-i mai foloseau, niște experiențe care nu-i mai foloseau, niște obiceiuri care nu-i mai foloseau, niște interacțiuni care nu-i mai foloseau. Întâlnirea cu tine a obligat această persoană să se scuture de vechiul eu. Poate că a trebuit să lase în spate niște probleme mai mari, niște dependențe.
Poate că a înțeles niște lucruri pentru că le-a auzit prima dată din gura ta, ascultătorule, cum rezonează cu tine. Hai să vedem mai departe ce mai aflăm. Extragem niște cărți din tarot. Da, 10 de spade. Adică, Doamne, ce am mai suferit, sper să vină și răsăritul unei zile noi și să o putem lua de la capăt. 8 de spade, un blocaj puternic. 3 de bâte, cineva care așteaptă să se întâmple ceva. Cineva care a lăsat ceva, iată, l-a crescut, l-a dospit. Regele de bâte. Ăsta este un bărbat entuziast, este un bărbat încrezător, este un bărbat pasional, dar e și încăpățânat. Oarecum rezonează cu voi. Și mai avem împăratul, dar împăratul reprezentat de o figură feminină, foarte interesant. În primul rând, avem pe cineva din berbec, avem pe cineva din fecioară, avem de asemenea pe cineva din săgetător, avem pe cineva din balanță, pești sau scorpion, sau am putea avea interacțiuni între un semn de apă și un semn de pământ, interacțiuni între un semn de aer și un semn de foc. Așadar, cineva care parcă trebuie să se întâlnească și cu masculinul și cu femininul din interiorul său și trebuie să le nuntească, trebuie să le pună împreună. Iar asta înseamnă că vorbim despre cineva care ajunge la un soi de armonie în interiorul său, armonie pe care ar putea ulterior să o transpună și în conexiunea cu tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3 și pornim de la cartea pe care voi ați ales-o și anume Cunoaștere profundă. Întrebarea noastră este, cine se gândește la tine acum și de ce? Și haideți să vedem, extragem altă carte din acest set, Înțelepciunea oracolului. Iată, și avem Yang, un mesaj într-o sticlă. Oh, mai avem de asemenea, iată, un personaj care ajunge la intersecție și trebuie să decidă încotro să o ia. Pare să fie cineva din jurul tău, ascultătorule. Pare să fie cineva hotărât, pare să fie cineva bine îmbrăcat, pare să fie cineva seducător, pare să fie cineva cu care comunici deja sau dacă nu comunici deja cu această persoană, s-ar putea să primești în primă fază un mesaj. Pentru unii dintre voi, persoana asta este cineva de la distanță, de peste mare. Și iată, cineva care trebuie să decidă încotro pentru că ajunge la această răscruce. Niște detalii interesante. Aici avem de asemenea o persoană care ar putea să fie născută pe 6. S-ar putea să fie născută pe 26 sau pe 16. Am mai putea avea aici o persoană care este născută în luna iunie sau o persoană care e născută în septembrie sau în februarie sau în noiembrie. Haideți să explorăm mai departe ce cu această cunoaștere profundă, despre ce să fie vorba, și extragem acum niște cărți din acest set. Răspunsurile îngerilor. Iată, mesajul ar fi: ești pregătit sau ești pregătită.
cineva care trebuie să se recupereze sau să se vindece. Și această carte cu răspunsul da. Aici am putea vorbi despre cineva care este în curs de vindecare, ascultătorule. Cineva care a ieșit dintr-o relație, care a trecut poate printr-un divorț în alte cazuri. O persoană care mai are puțin până la vindecare și care e foarte interesată de tine. Cineva care îți spune da atunci când te vede, da? Cineva care te admiră, te place, cineva foarte atras de tine, cineva care te studiază, dar cineva care știe că mai are puțin până să reușească să termine curățenia din propria viață. Haideți să mai aflăm niște detalii din tarot. Un as de cupe pare să fie un partener nou, pare să fie o persoană care fie abia și-a făcut intrarea în viața ta, fie apare, acum deschide ușa, mai avem și îndrăgostiții, foarte interesant. Cineva din gemeni ar mai putea fi. Îndrăgostiții care la rândul lor presupun o alegere și probabil că alegerea asta ar fi ceva de genul, ok, bagajul meu în continuare, bagajul meu pe care îl tot port din trecut, da? Sau îl las mai repede jos pentru că vreau neapărat relația asta, adică relația cu tine, ascultătorule. Cam despre asta ar fi. Și faptul că am plecat de la o cunoaștere profundă, cred că are legătură cu intuiția acestei persoane că tu ești acea persoană potrivită, că tu ești acea persoană cu care poate să formeze un cuplu, că tu ești acea persoană cu care poate să o ia de la capăt, că tu ești acea persoană de care se poate îndrăgosti cu adevărat și cu care ar putea să construiască niște lucruri pe parcurs. Pare să fie cineva care are niște gânduri mari în legătură cu tine, ascultătorule, mai ales că o avem și pe Regina de Monede. Regina de Monede e cumva cea mai potrivită regină pentru rolul de soție, da? Deci cineva care în momentul ăsta are multe gânduri în legătură cu tine, știe că din punct de vedere emoțional trebuie să mai lase niște lucruri în spate, dar speră să le poată lăsa mai repede, să se vindece, da? Spuneam, după o dezamăgire, după o separare, după o despărțire, ca să poată să vină și să fie cu tine. Și nu-și dorește să fie cu tine pe bucăți. Asta este o persoană care vrea să fie cu tine cu totul. Vrea să poată să-ți dăruiască lucruri pe care știe că le meriți. Da? Trebuie să fie acest prea plin din care să poată să-ți ofere, ascultătorule. Este o persoană pentru care aspectul ăsta de a oferi este foarte, foarte important. Este cineva care se bucură mai mult atunci când dă decât atunci când primește ceva în relație. Haideți să vedem mai departe. Iată, a apărut și nebunul cu vărsător, avem aici regina de bâte, două regine. Două regine ar putea însemna două relații importante în trecutul acestei persoane. Două regine ar putea însemna că persoana asta are o relație apropiată cu mama sau cu sora, mama și sora sa, de exemplu, da? Sau cu bunica și cu mama. Două figuri feminine importante în viața acestei persoane. Cinciul de monede, teamă de abandon. Cineva care nu ar vrea să repete trecutul, da? Cineva care ce-ar dori să se bucure la cald de relație. Cineva care se teme să nu fie exclus. Haideți să vedem ce mai apare. Iată un tatuaj. Ar putea să fie în anumite cazuri o persoană care are un tatuaj pe antebraț. 8 de monede. Pentru unii dintre voi, persoana asta e cineva de pe la serviciu. 13, arcana 13, ia să vedem ce e cu acest 13, care vine împreună cu carul. Iar asta înseamnă, trebuie să fac acea schimbare, trebuie să dau jos acele haine prea groase și care deja îmi produc foarte mult disconfort.
Trebuie să las în spate ceva important. Trebuie să dau trecutului ce e al trecutului și trebuie să-i ofer prezentului șansa sa, astfel încât să mă pot mișca, scorpion sau rac. Și iată, cineva care prinde din nou viteză, aproape că prinde aripi, în urma acestei decizii. Decizia de a o rupe cu totul, cu trecutul și de a lua de acolo doar lecțiile. Da? Pare că această persoană își poate lua o lecție importantă din ceea ce i s-a întâmplat, astfel încât poate intra în relația cu tine pe o bază nouă. Iată, ești pregătit. Hai, ce mai stai? Ce mai aștepți? Bun, te recuperezi, nu-i problemă, dar ești pregătit. Ai tot ce trebuie. Folosește-ți un pic voința, cam asta i s-ar spune. Folosește-ți puțin voința, dar pune-te un pic la treabă, pentru că vei reuși. Nu este atât de greu și nu ești deloc departe de acea reușită. Haideți să mai aflăm un indiciu. Iată, trezește-te, e momentul tău. De asemenea, s-ar putea ca această persoană să-ți dea de înțeles pe nepregătite, ascultătorule, că vrea ceva cu tine. Deci s-ar putea să ai o mare surpriză din partea lui sau a ei. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!